aplicația de colorimetrie, când apare, când este gata. Primesc tot mai des aceste întrebări, mă bucur, asta înseamnă că am fost destul de inspirat să fac această aplicație, așa cumva la început eram în dubii dacă să fac o astfel de investiție. Ceea ce vreau să vă spun ca și actualizare, aplicația pentru cei care încă nu știu, ea este gata de anul trecut, cel puțin versiunea de pornire, pentru că ea va fi îmbunătățită, adică va avea multe funcții, vreau să fie unică, ăsta este adevărul. Acum, ce se întâmplă? Cei de la Apple și Google au actualizat termeni și condiții, politicile și așa mai departe. Au apărut unele modificări care încetinesc tot acest proces de activare a conturilor de dezvoltator. O să trecem și de hopul ăsta și ea va fi disponibilă. Rămâneți aproape, urmăriți-mă în continuare, am să anunț pe toate rețelele de socializare în momentul în care ea va fi disponibilă, pentru că trebuie să-i facem și o lansare. Da, facem o prezentare, vedem ce știe să facă, ce, la ce ne ajută, cât de mult ne ajută și dacă ne ajută.